m-a arătat și parola, nu e ok. Puteți să-mi furați contul, e în regulă, puteți să-mi luați parola. Bre, băi, ce bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal, băi, un episod de asta preparată de șoamp. Aveți DNS-ul și IP-ul serverului în descriere, dacă vreți și voi să vă apucați de acest joc mirobolant și server mirobolant totodată, pentru că, și acum o să zică haterii că, ha, hai că mirobolant dacă e, bă, având în vedere că am rezolvat majoritatea problemelor, eu zic că e chiar bombă rău de tot, adică și-a revenit, revine bihudul băieți, în forță pot zice, pentru că aseară, adică ieri, fiind luni, au fost waruri și am întrebat adminii pe chat, n-am fost la waruri, n-am participat, nu pot să mănânc căcat, dar am întrebat adminii, bă, cum am mers aseară la waruri, pentru că Edison a zis că a rezolvat și merge serverul foarte bine. Și Cadi, unul din admin și restul adminilor, dar Cadi în special a zis că, bă, aseară la oară a mers cel mai bine din ultimele câteva luni, adică cred că a mers tank rău de tot, a zis că a mers cel mai bine de când e el admin și Cadi e admin de o perioadă, deci nu pot decât să mă bucur, am băgat și quest nou, am băgat și 2 XP, deci dacă vreți să vă apucați acum e startul potrivit pentru că aveți 2 XP, vă ajută quest nou care faceți, cu care reușiți să creșteți în cașcaval, o să faceți o avere destul de mare, faceți și PP-uri, faceți și B-points, faceți toate chestiile astea, poți să-mi dai un spawn, please, da bro, îți dau spawn, ia să-i dăm spawn 753, hai să vă arăt puțin cum e questul ăsta pe care l-am băgat, e în tema asta cu primăvara, cu știți voi, ne teleportăm noi la start quest, îl facem noi foarte repede ca să nu pierdem timp, am și un mod pe QNNB, destul de drăguțel, văd că mă teleportez și nu iau crash, nu iau nimic, ceea ce e super ok, dăm start quest. Perfect, ne dă tigaia asta și acum ce trebuie să facem noi este să mergem să colectăm 5 floricele de pe câmp. Mi-apar boscheții ăștia de la mod pe voi nu o să-i aveți. Bun, am coborât din tigaie, apăsăm Y să rupem floricica. Avem și floricica pe aici pe jos, dar nu se vede din cauza boschetului. În fine, uite, dacă dăm Y luăm ghiveciul din trancan. Acum din nou Y să punem floricica în ghiveci, după care o băgăm în trancan și asta a fost. Bine, trebuie să facem asta de încă 4 ori, dar eu am făcut quest-ul ieri. Acum trebuie să mergem la un sex shop ca să cumpărăm ceva drăguț pentru gagici de 8 martie. O să înțelegeți voi dacă citiți pe chat. Zi-mi, te rog, că nu te răstorni. Ba da, te răstorni. Bun. Am băgat și stock în dealership la toate mașinile mai ieftine, am băgat câte 100, câte 200, deci dacă sunteți la început o să aveți ce mașini să vă cumpărați. 2 XP de v-am zis, blackjack-ul l-am băgat la casino, cred că e ok, băgăm și ruletă zile următoare, o să scoatem blackjack-ul, nu o să fie doar pentru cei cu reborn, o să fie pentru toată lumea, iar ruleta o să fie doar pentru cei cu reborn, dar asta rămâne de văzut. Și by the way, dacă nu mă înșel, diseară o să facem, mi-am cumpărat dildo și mi-a dat sprite cu... Am înțeles de la modpack. Diseară o să facem și un live dacă mă simt suficient de odihnit și dacă am chef, pentru că trebuie să alegem helper, băieți. Iau re YouTube, hehe. Aia e problema. Avem la momentul actual 25 de helper și trebuie să facem minim 40, trebuie să alegem 15 helperi. Și eu pe o seară de live trag câte 3-4 helperi. Bă, frate, unul pică, unul e prins cu ilegale, unul e prins cu cheat, unul e prins cu nu știu ce și nu dau la nimeni. De-aia vă rog eu frumos să aplicați pentru funcția de helper. Oricum, dacă vreți doar să vă uitați, vă aștept diseară pe live sau mâine seară cu siguranță, pentru că băgăm live forțimii să ne punem pe treabă, să punem server la punct și toate chestiile astea. Și ce o să fac? O să urc cu trancanul sus, pentru că există posibilitatea destul de mare să-mi dea quest opri, pentru că e distanța prea mare față de mașină și o să rezolvăm treaba asta. Dacă nu e o mică problemuță și o rezolvăm la următorul restart care o să vină curând. Parcăm aici tigaia, ia să vedem, hap, și mergem în checkpoint, cumpărăm ăla. Bun, am cumpărat mărțișorul, am dat 500 de mii de dolari, cam scump un mărțișor, 500 de mii, adică vreo 50 de lei în banii noi. Așa, și acum ai cumpărat mărțișorul de la checkpoint pentru a ajunge la hotel unde iubita ta te așteaptă. Am luat floricele, am luat ceva din sex shop, am luat și un mărțișor și acum mergem la hotel. Bine, văd că e un clan, clan HQ aici, dar nu, e ok. Am intrat în checkpoint, mergem la gagică și acum, boys, ia să vedem, de fapt n-ar trebui să vedeți. Cred că de la mod pe când mi-a arătat animația. Trebuia să fie o animație puțin mai indecentă între mine și gagica mea, care e roșcată, mie nu prea plac roșcatele. Am primit spawn, am primit în felul următor 8,7 milioane, destul de ok, un respect point slab, 3 puncte premium,
merge așa și așa, 117 beat points, foarte slab, poate să-ți dea între 100 și 400, cred, sau între 100 și 350 și mie mi-a dat 117 și 182 de gift points. Bun, cam ăsta a fost quest-ul, destul de lejereanu, sincer, voi nu o să vă teleportați și chestii de genul, dar oricum e lejer. Acum mergem puțin la casino să dăm GotoBiz 13, să vă arăt nou sistem de blackjack care rulează la momentul actual pe server. Iar după care o să facem noi o manevră cum ne place nouă, o să testăm frăția adevărată. Bă, nu se mai joacă băieții? E destul de vreme, e 16.08 și sunt 785 de jucători, din aur erau 80 ceva. Bă, că nu prea joacă lumea, nu știu care e faza. Dădea blackjack destul de des și a rescris Edison niște chestii și să vedem acum ce zice. 500 de milioane, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bă, nu știu ce facem. Hai să facem, să ne jucăm cu alea 8,7 milioane, să vedem din 8,7 milioane câți bani facem. Chiar sunt curios rău de tot. Uite, 8700 8,7 milioane. Se așteaptă următorii jucători și dăm cu masa de blackjack. Să vedem dacă reușim să facem ceva cașcaval din bănuții ăștia. 5 secunde, 4 secunde, 2 PP-uri, te rog, la mine. Uite. Să iau un cont. Bro, uite, mi-a dat 14, dealer are 10, o să-i dau hit. Mamă, lost. Am pierdut banii. Hai să mai aruncăm un cofisă, hai să zicem că, na, voi ați avut mai mult noroc din prima. Dai la mine două PP-uri. Bro, bro, fă quest-ul special și faci răpâdă foarte... Nu, mă, bă, hai mă să-i dăm, lasă-l. Treacă de la noi, noi avem 13, dealer are 5, dăm un hit. 21, blackjack! Bine, băieți, deja am câștigat, ne-am scos banii, suntem pe 0 cum ar veni, ia să vedem cum îl cheamă ID. Poți să scriu pe chat? Oh, am dat SK din greșeală, ID TR, TR ceva. Nu, cum îl cheamă? Pușcărie, a, ăsta, A3, THR. Dăm un check, 1-9 pe el, are 100, are 48 de puncte premium. Nu știu cum vrea el să-și ia comp ăsta... compremium, având în vedere că n-are 150. Bun, încă 10 secunde, hai să mai jucăm de câteva ori să vedem câți bani reușim să facem din alea 8,7 milioane, după care a cover, nume nou, mail nou, tot, nu mail, nume nou, număr nou de telefon și toate chestiile astea și mergem puțin la jucători. 7 dealer are 5, o să dăm hit, 18, eu dau stand, 18-18, egal, ok, deci momentan suntem pe 0, încă 13 secunde și dăm din nou. Bă, deci hai să vedem dacă putem să facem ceva cașcaval. 9 noi, dealerul 10, hit clar, 19, n-are cum să mă bată. 23, bine. Deci avem 8,7 milioane pe plus până acum. 2 PP-uri de ziua mea, ia ID, pușcă, check, 373, are 4 PP-uri, de ce vrea 2 PP-uri, nu înțeleg, în fie. PP-uri puteți obține foarte ușor la get gift, la crate-uri, 10 hit clar, 17 cu 6 stand, 25 basket, bă, facem cașcaval puternic, fără caterincă. Mai jucăm cu o mână așa și după aia băgăm un all-in, nu știu cât ar trebui să avem, hai să zicem 9, ori 3, 27, băgăm 27 de milioane cu tot profitul, dacă o câștigăm pe asta și vedem câți bani facem, după aia mergem la dealership să spargem banii. Nu știu de ce mi-a venit treaba asta, blackjack instant, ce vrei mai mult, deci n-ai ce să vrei mai mult de atât. Haida, 17, bun, acum ieșim, intrăm din nou și jucăm all-in 27 de bețe, pentru că ăsta e tot profitul nostru. Dacă pierdem, suntem pe 0, n-avem treabă, dacă câștigăm 54 de milioane lejer și mergem la dealership să vedem ce tigai ne putem lua. Cât era Senkingu? Nu mai țin minte cât e Senkingu, dar mi-aș cumpăra. Dacă nu, ne întoarcem și facem bani pentru Senking. 20, no. Nu are, are blackjack. Dealerul are are as. Zi-mi, te rog, că nu ia blackjack, te rog frumos. Te rog frumos. Te rog frumos, 27 de milioane all-in. Nu, 19, aia zic. Aia zic. Aia zic, gata de să, nu mai stăm la discuți. Dăm noi buy car, hap. Și ne cumpărăm noi. Bă, am băgat 200 de biciclete, băieți, în stoc. Am băgat, hai să mai băgăm 100. Bă, și s-au dat, am pus cu semnul exclamării ăsta și poate se buguiește serverul. Și s-au dat ca pâinea caldă fără caterincă. Montă în bike și de asta am băgat 100. Uite, faci un, cred că 1000 am băgat, nu mai țin minte. Hai să vedem de 54 de milioane ce ne luăm. Mamă, aș vrea Senking-ul ăla neapărat, nu știu dacă avem cașcaval de el, dacă nu mergem să facem. Huntley, Comet, Super GT și ai, ai scump rău, bă. 162 de bețe Senking-ul, dar nici nu este în stoc. 077, 54 de milioane, ce ne luăm?
Sper ce te ăsta e bombă rău de tot, băieți. Sau, bă, Cometu. Cometu și ne rămân și ceva bani pe lângă. Gata, boys, ne-a luat Comet, care arată destul de bine pe mod pe Costa. Facem sisteme full, să-l împingem. Oare cu cât reușim să-l împingem? Hai că ne-a dat cu tot cu tag VIP. Hai că da. Ia să-i dăm noi vre. Vre. Așa, n-ar mai trebui să ne... Ba da, atunci trebuie să-i dăm despawn. Edison Tuts, oare de ce există acest bug? De fapt, a fost bug-ul ăsta și în trecut. Nu l-a mai avut la rezolvat și acum a revenit. Cred că a făcut el ceva optimizare. Habar n-am, ia să-i dăm despawn, vehicle. Vehicle tău este ocupat, da, mulțumesc. Bun, și acum trebuie să-i dăm spawn. Spawn vehicle. Gata, mi l-a dat curățel. Ne suim în Comet. Bă, ce pleacă, ești nebun? E bună rău mașina asta, vă recomand, băiți. Acum hai să trecem la ce am vrut să facem noi inițial. Să vedem dacă... Descar joc de un an, n-a fost niciodată la poze. Ia să vedem, băieți, să-i facem o fericire de Descar în Goto. Nu, fiți atenți. Mamă, ce idee mi-a venit. Dăm A3. Mergem A3. Hai să vedem dacă merită. Dacă e un jucător bun și facem poze și cu el. Și dăm și o sumă de puncte premium dacă chiar merită cu adevărat. El joacă de un an. Hai să vedem dacă într-un an i-a intrat frăția în sânge. Dăm noi a cover. Nu, set, răduc. Eu, nu, set, YouTube. 3820 set răduc VIP 0 set răduc premium 0 set răduc fon. Ne punem un număr la canterincă. Năsita număr așa bla bla set răduc level 1 a cover Suzy. Aș. Gata, mă, băieți, Suzy. Mi se pare că are reborn. Oare are reborn, cum văd? Dau ID 382. Am reborn. Băieți, că a trebuit să intru în bază de date. V-am arătat și parola. Nu e ok. Puteți să-mi furați contul, e în regulă. Puteți să-mi luați parola. Hai să dăm noi reborn. Reborn, reborn 1. Hai să ne setăm pe 0 și hai să intrăm din nou pe server. Bun, dăm a cover Suzy. Set, răduc level, level 1. Perfect, avem level 1. Hai să ne dăm și un spawn 636. Aia zic. A cover on. Dacă vrei te ajut la video să fiu eu victima, gen. Hai că da. Ce level avem? 1. Perfect. ID the scar. Trebuie să dăm un spec 647 pe el. Să vedem pe unde e bun. Deci e undeva pe aici. Trebuie să dăm un goto în partea aia. Să vedem ce zice. Am uitat unde e. Oare pe aici? Cred că undeva pe aici. Ia. ID the scar. Spec 647 din nou. 647 din nou. Nu-mi da, a dat cu TP-ul? A, mă, nu, gata, nu mi-am dat seama unde e. E aici, aici, e aici pe undeva. Hai că ne-am teleportat aproape, uite-l pe Descar. Hai să vedem dacă face poză cu noi. Merge, zi-mi, te rog, că merge bug-ul cu G și o să mă pun pe G. No. No, nu merge bug-ul cu G. Puh, nu știu cum să fac să-l opresc astfel încât să văd dacă are sângele ăla de frate în el. El, bă, el e mafiot, bă. Ia, 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 că și-a spawnat mașina. Acum e șansa noastră, boys. Salut, frate. Bro, sunt la început. Mă ajuți și pe mine cu niște bănuți, te rog frumos. Ok, ia. Ai zis 647. Dar e skin legendar. Sau summer, ce e ăsta? Bă, game, bă, știe, mă, el. El joacă de un an și știe skin-urile, m-am dat de gol. Check 647. Nu știu ce-i aia. Scuze. Te rog, mă ajuți. Ia, ce level avem? Level 2, level 2, bun, level 2. Aha. Cu cât poți tu, frate? O sumă mică. N-are, mă. Mi-a dat, mă, 2 milioane. Mă, frate. Dar... Hai, du-te, mi-a dat bani și m-a trins. Dar mai mult de atât nu poți. Te rog frumos. Măcar 50kk. Ia. Bă, asta ce fac eu acum e resimțire clară. Dar vreau să văd ce zice. Ce 50kk, mă? Hai, mă, frate, că e greu la job. Am doar 8 miliarde și vreau să investesc în clan. Oh, că începe să scadă. Bro, păi așteptă să faci level 5. Păi, și ce fac?
la level 5. Hai Discord să... Uite, și te bagi pe afacere, are dreptate. La level 5 puteți face trade și cu suma de bani pe care ați reușit să o strângeți, vă băgați la afaceri, boys, și învârtiți banii, faceți gen, cumpărați un comet cu 20 de milioane, îl vindeți cu 25, cumpărați altul cu 22, cum îl vindeți cu 27 și tot așa. Hai Discord să mă ajuți, te rog, că vreau și eu în clan. Na, nu cred că vrea să se bage pe creație să ne ajute. Mă, Suzy, vrei să faci bani? Da, frate. Trebuie să deții o facțiune, bro. Nu o bag în facțiune. Ia, că ne învață Danger. Stați așa, băieți, că ne învață Danger. Și eu am fost la început. Sunt în același clan? Da, sunt în același clan, THC. Danger. Ia, faci quest-urile zilnice și la special, ok. În fiecare, ok, în fiecare zi probabil vreau să zic că cu asta sunt de acord, faceți quest-urile, faceți bani, faceți PP-uri, faceți B-points, deschideți creituri. Danger, mă ajuți pe Discord, te rog frumos. Ia uite mă, chiar mă ia de începători, ia uite cu frecvență, cu astea. Suzy, ia. Tocmai ți-am dat 2 caca, nu mai cer bani. Cu sfaturi, vreau prieteni să mă joc samp cu ei. Mi-a mai dat și ăsta 1 milion, nu mai vreau bani. Ce calții de 2 milioane, țuc ceaca, hai că țuc ceaca dacă e de 2 milioane, frecvență. Nu, nu-mi vor, bă, nu vor mă băieții să fie prietenii mei. Hai frate Discord să mă ajut să învăț serverul ăsta. N-au nicio gară, băieți, nu vor, dar e, măcar m-au ajutat și cu bani și cu sfaturi. Mai mult Danger, băiețașul ăsta pare super ok, nu pot veni Discord, scuze. A cover, am luat crash înainte să dau a cover, rog, nu pot să cred. Bun, băieții, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. A fost lung, m-a lungit destul de mult, dar e în regulă, sper să vă placă. Mâine postăm, în seara asta s-ar putea să facem live, dacă nu mâine și mâine sau poimâine postăm 5M sau Rage Multiplayer. O să vă dau un mic sneak peek în legătură cu noul server așa de 5M, de Rage, de astea, o să vedeți imediat, mâine, pâleu. Gata, vă pup, fratele, dați-mi follow pe Insta, vă aștept pe Bihud. O să fiți întâmpinați destul de bine, de majoritatea jucătorilor, nu chiar de toți, vă dați seama, dar e în regulă. Vă pup, fratele, re!